în clasa a șaptea avem acest capitol de elemente de organizare a datelor, care este o variantă simplificată a geometriei analitice. Și observați că până la urmă este vorba cel puțin la dreapta de aceeași formulă și dacă copiii au înțeles formula respectivă, este mult mai ușor să înțeleagă și alte noțiuni. De asemenea, am scos, observați, cele de cruciu. Am eliminat acele noțiuni care depășeau mult prea mult programa pentru vârsta lor. Explicarea prin analogia noțiunilor similare. Iarăși, acesta este un exemplu care mie mi s-a părut extrem de relevant. Cum pot să explic, de fapt, diferite noțiuni prin același lucru, practic. Pe coloana din stânga aveți un exemplu de teorie la nivel de clasa a șapte, așa anume tangenta unghiului. Pe coloana a doua aveți un exemplu de geometrie analitică de clasa a 10-a și vedeți până la urmă că am folosit aceeași formulă, acel m egal cu yb minus yk supra xb minus xa de pe prima coloană, am eliminat indicele b și practic așa mi-a apărut o altă, și apoi am mulțit pe diagonală și așa mi-a apărut o formulă de geometrie analitică de clasa a 10-a. Am omis să vă spun că eu predam matematica de 11 ani intensiv și practic această abilitate de a explica noțiunile prin analogie mi-am format în acest timp. Iarăși pe coloana a treia aveți un exemplu, iarăși apare complet diferit din analiza matematică și anume ecuația tangentei la grafic într-un punct, care iarăși vedem că seamănă cu primele două. Deși sunt noțiuni de analiză matematică, totuși eu am abilitatea să le explic tot în analogie cu ecuația dreptei, respectiv cu panta dreptei, care toate acestea, de fapt, au derivat de la, de la ceea ce copiii învață în clasa a șaptea, tangenta unui unghi. Pentru învățământul primar, vă spuneam la început că nu am avut cum să adaptez teoria de matematică. În schimb, având acel modul de programare pe care oricum îl predam înainte de modulele de matematică, nu doar că l-am adaptat pentru copii, dar am mai și adăugat alte două module, unul dintre ele fiind la sugestia unui elev de-al meu de clasa a 5-a, căruia i-a plăcut foarte mult modulul de programare și a început să mă întrebe și în plus despre animație, despre cum se creează jocurile. Acestea nu sunt contribuția mea personală, practic acestea se predau dintotdeauna, crearea de jocuri și animație, doar că eu am considerat-o utilă să o adaug în programa cursului. La ora actuală sunt în total 9 module, cele 3 despre care spuneam mai devreme pentru învățământul primar, programare și grafică digitală 2D, programare și grafică digitală 3D, animație și creare de jocuri, iar modulele de matematică, cele pe care le-am prezentat anterior, am ajuns la concluzia că, de fapt, nu este neapărat necesar să le împart în module de gimnaziu și module de liceu, pentru că după ce le parcurg pe cele de gimnaziu la învățământul gimnazial, copiii sunt atât de dornici să le învețe și pe celelalte și deja au atât de multe noțiuni și au înțeles atât de multe lucruri încât ei chiar ajung să facă față. Așa că nu le-am mai botezat module de gimnaziu și de liceu, ci nivel începător, respectiv avansat. Deci, practic, cui se adresează cursul pentru este absolut pentru orice vârstă. Începând de la clasa a șasea, la care recomand primul modul de programare, până la, nu știu, liceu, facultate, orice vârstă. Nu o să stau cu să vă enumăr ceea ce vedeți pe ecran. Deci, practic, sunt exemple de, sunt modulele pe care le recomand pentru diferite grupe de vârstă. Iar cele pentru copii supradotați sunt decalate aproximativ cu 2 ani.
Deci asta înseamnă că la clasa a patra, la un copil slash supradotat, practic ajung să predau toată materia. În fine, și acum eu o să iau pe rând fiecare modul. Să vă arăt așa mare cam ce conține, nu o să stau să vă detaliez, doar așa să vedeți imaginile. Chiar și acestea, observați că sunt pe, deci acesta este modulul de matematică. Eu între timp le numerotasem altfel, așa că nu văd că nu mai corespunde. Modulul 2, de fapt, este modulul 1 de începători. Ceea ce vreau să vă spun este că și în cadrul acestor module am diferite aplicații pentru diferite vârste. Acesta este un exemplu de aplicație pentru gimnaziu. În schimb, același modul îl predau și la liceu cu diferite alte aplicații. De exemplu, acesta este o aplicație destul de complicată. Acestea nu mai vorbesc. Niște formule la care mi-am dorit de foarte mult timp să reușesc să le realizez și abia de curând am reușit. Sunt niște formule periodice. Aici, în imagine, aveți niște transformări, se numesc transformări injective, cel puțin așa l-am botezat eu. Practic, sunt niște deformări pe bază de formule. Iarăși, exemple de aplicații din cadrul unui modul de gimnaziu. Acestea sunt aplicații din cadrul altui modul de gimnaziu. Practic, în afară de fractali, la copii am mai adăugat și alte module, întrucât eliminăm foarte mult din aplicațiile pentru liceu, și anume aplicațiile acelea complicate de fractali, cum ar fi Mandelbrot și Julia și Mandelbulb. Normal că modulul acela de fractali rămânea foarte subțire și a trebuit să mai adaug ceva și eu aveam ce să adaug pentru că iarăși studiam încă din perioada liceului cum se realizează stereogramele și imaginile 3D, așa că le-am inclus și pe acestea pe listă în programa de gimnaziu. Acestea sunt câteva aplicații la primul modul de liceu. Ceea ce vedeți în imagine a fost o provocare din partea unui elev de-al meu. E vorba despre de Flavio, un elev de clasa a 5-a, care și-a dorit foarte mult să realizez imaginea cu melcușorul și după ce m-a bătut la cap vreo câteva ședințe, până la urmă m-a convins și 2 zile am lucrat la această formulă și am reușit în final să o realizez. Acestea sunt niște aplicații pe bază de asimptote, vedeți chiar și zarul acela. Asimptote și ecuațiile parametrice ale sferei. Sau era vorba de ecuațiile generale? Da, de ecuațiile generale. Și, în fine, ultimul modul de liceu, cel cu fractali. Spuneam la început că proiectul meu mai reprezintă totodată și un proiect educațional. Eu mi-am propus inițial să îl includ chiar în învățământ, așa că în învățământul de stat, așa că mi-am propus pe viitor să realizez un proiect educațional pe care să-l propun la Ministerul Educației pentru crearea unui program pilot de verificare și validare a metodei. Și iarăși vă mai spuneam că proiectul actual face parte dintr-un proiect mult mai mare de învățare distractivă. Și eu visez ca pe viitor să ajung să înființez o școală particulară care să funcționeze pe acest principiu, deci de învățare distractivă la toate materiile și am o grămadă de idei, sper să se și realizeze. Iată și câteva rezultate ale elevilor. Vă vorbeam mai devreme despre un băiețel Flavio de clasa a 5-a. A fost ideea lui să realizeze trifoiul cu 4 foi.
La acest băiețel l-am ajutat la formule. El nu este foarte pasionat de matematică, în schimb foarte pasionat de programare. Este așa că formula i-am calculat-o eu și el a implementat programul. L-am mai ajutat un pic la culori, la degradeurile acelea de la alb la verde. Iar acesta este, veți fi surprinși, este un programel realizat cam proporție de 90% de cel de-al doilea elev de clasa a patra. Este vorba de Teo, este unul dintre copiii supradotați ai domnului profesor Colceag. E un băiat excepțional, pricepe absolut orice, este șocant ce poate să realizeze acest copilaș. Singurul lucru la care l-am ajutat a fost cizelarea culorilor. De ce se pricepe nu doar la calcularea formulelor matematice care realizează astfel de imagini, dar se pricepe și la implementarea programelor și la calcularea culorilor, la obținerea degradeurilor. Singurul lucru la care l-am ajutat este că la degradeuri am folosit o formulă mai specială ca să arate puțin mai interesant desenul. Iată și programelul făcut de el. Și o să vă mai vorbesc și despre colaboratorii actuali și trecuți. I-am trecut în ordine cronologică ca să nu se supere nimeni. Am început anul trecut mai întâi o colaborare cu magazinul Diverta în vederea organizării unor ateliere. Și am ținut aceste ateliere în mai multe magazine Diverta din București. Apoi am continuat o colaborare cu Centrul de Studii Complexe, care durează și va dura, sper eu, la nesfârșit. Și în cadrul acestui centru urmează să predau cursul în cadrul programului Nexus. Am început deja predarea cursului la școala Anastasia Popescu, atât în învățământul gimnazial de 2 luni, cât și urmează în învățământul primar. Iarăși o colaborare cu Asociația Edusfera, încă nu am demarat cursul. Iarăși colaborez și cu Societatea de Științe Matematice, unde domnul profesor Radu Gologan m-a invitat să țin niște ateliere în 2 tabere pe perioada vacanței de vară. Și sper eu și cu Centrul Gifted Education, Centrul de Copii Supradotați, să încep o colaborare de anul viitor, tot în vederea predării cursului. Haideți să vă arăt un exemplu practic de transformări pe bază de formule, pornind de la cilindru până la cât am avut răbdare să scriu până la un singur rând al panseluței. Deci, practic, trebuia să mă duc și pe a doua perioadă ca să realizez și cel de-al doilea rând. Dar n-am mai avut răbdare să fac și acest lucru. Și acum o să vă încânt cu câteva exemple concrete de aplicații. Thank you.
Aceasta a fost tot.